O tânără mamă cu doi copii mici, căsătorită, s-a trezit într-o situație foarte neplăcută. Pe de-o parte, dacă situația rămâne așa cum este, ea are pericolul să-și piardă copilașii. Dacă ia cumva măsuri greșite, acționează greșit, atunci este în pericol să-și piardă soțul și copiii să nu mai aibă tată. Acum vrea să știe cum să procedeze corect, așa ca să nu piardă pe nimeni, nici copiii, nici tatăl, dar să aibă o viață frumoasă și să fie toți fericiți. Ascultați întrebarea acestei mame tinere. Doamne ajută! Am o situație foarte grea acasă, cu soțul dependent de calculator și doi copii mici. Deci unul de 4 luni, altul de 3 ani. Eu muncesc mult să procur cele necesare pentru casă și copii. Soțul plătește doar chiria și întreținerea. Problema cea mare este că soțul stă non-stop în fața calculatorului, cu copilul cel mare în brațe. Pentru soț nu există decât programul de serviciu de la 8 până la 5, iar când ajunge acasă, se așează la calculator cu copiii. Din pricina aceasta, băiatul mare este extrem de agitat și nu mă mai înțeleg cu el. Are deficit de atenție și dintr-un copil normal s-a transformat și el în dependent de calculator. Nu știu ce să fac. Efectiv, sunt disperată că soțul nu înțelege că distruge acești copii expunându-i constant la calculator. Eu am angajat o bonă până acum pentru că lucrez și nu fac față să am grijă și de copii. Ce mă sfătuiți să fac? Nici de serviciu nu vreau să mă las, pentru că este unicul meu venit. Da, eu sunt pastor la Biserica Buna Vestirii din Chișinău și doamna mi-a adresat întrebarea pentru că așteaptă un răspuns din Biblie, un răspuns cu înțelepciunea lui Dumnezeu și eu așa voi căuta să o sfătuiesc. Noi cu soția de asemenea avem copii, 3 copii, copiii noștri de acum au crescut mari, și ne bucurăm că ei sunt oameni cu minți, au întemeiat familii frumoase, oameni care îl iubesc pe Dumnezeu și i-am crescut în frica și învățătura Domnului nostru Isus Hristos. De asemenea, avem și 4 nepoței și tare 2 nepoțele și 2 nepoți. Și tare mult ne bucurăm să vedem că părinții lor îi cresc cu înțelepciune, cresc frumos și îi feresc de pericolele acestea. Și tare, tare mult ne bucurăm să vedem că îi feresc de pericolele gadgeturilor astea, a tehnologiilor. Nu le permit să privească decât foarte, foarte limitat și totdeauna cu un scop bine determinat. Din pricina aceasta, copilașii cresc bine, cresc sănătoși. Ori de câte ori mă întâlnesc, abia așteaptă toți să le citesc, să mă joc cu dânși, toți să ne jucăm cu dânși, toți să le citim. Iată și acum când am plecat de acasă, acum mă aflu în Germania, sunt în orașul Essen. Aici, în orașul Essen, în Germania, când am plecat de acasă, nepoțica Sofia mi-a spus, Bunelu, am întrebat-o, ce vrei să-ți aduc Sofia din Germania? Bunelu, să-mi aduci o carte, o Biblie vreau să-mi aduci pentru copii. Dar zic, în Germania nu sunt în limba română, acolo sunt numai în limba germană. Bunelu, adă-mi una în limba germană. Zice că o să mă uit la imagini și apoi poate o să învăț și eu germană. Uite, așa frumos, eu tare mult mă bucur că ea vrea să aibă cărți, caute cărți. Și asta e frumos și anume, caută cuvântul lui Dumnezeu. Deci, dragă soră în Hristos, eu tare mult vreau să vă ajut, să vă sfătuiesc și mă rog ca dumneavoastră să luați bine aminte la tot sfatul bun pe care o să vi-l dau eu, pe care l-am dat la multe alte cupluri în biserica pe care o păstoresc. Și apropo, în biserica pe care o păstoresc sunt multe cupluri tinere, bărbați, femei, avem mulți copii, ați văzut și dumneavoastră dacă ați fost la noi la biserică, dacă nu ați fost, vă invit, suntem pe strada Vasile Alexandrie 133, dar dacă nu ne puteți urmări online și cred că ați văzut că în fiecare duminică ies un număr mare de copilași în față. Mă bucur, familiile au fost binecuvântate cu copii și își cresc bine copiii, cresc copiii în frica Domnului. Ei, iată, eu vreau să vă dau învățătura care le-am dat-o copiilor mei, care le-o dau. Cer scuze. Care le-o dau și creștinilor din biserica pe care o păstoresc. Și aș vrea să încep cu următorul verset din Biblie.
Bine este să aveți Biblia, un carnețel, să vă notați tot ceea ce vă voi sfătui eu acum. Primul lucru este la Proverbe, capitolul 14, versetul 1, Proverbele înțeleptului Solomon. Spune așa, femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Eu vă îndemn să fiți o femeie înțeleaptă. Și în toată situația asta dificilă, să o folosiți ca să o rezolvați și să vă zidiți casa. Că femeile care nu au înțelepciune, femeile nebune, când ajung să se confrunte cu astfel de situații, își dărâmă familia, dărâmă și copii, și soț, și familie, și relații, și pe ele, și ajung apoi în depresie și ajung lucruri rele, grave de tot. Unele au ajuns bolnave de minte. Deci să fiți înțeleaptă acum, dar înțelepciunea asta să o luați de la Dumnezeu, cu înțelepciunea lui Dumnezeu, cu înțelepciune de sus. Și iată, în Scriptură știți că sunt mai multe locuri care vă învață că ca și soție trebuie să vă temeți de bărbat, în sens să-i dați tot respectul bărbatului. La 1 Petru, capitolul 3, chiar așa spune și voi nevestilor, deci ascultați de bărbații voștri și cei care nu ascultă de cuvânt, nu se supun cuvântului, cum este în cazul dumneavoastră soțul. Zice să fie câștigați fără cuvânt când vor vedea felul vostru de trai curat și în temere. Zice, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de sculii de aura. Nu înseamnă că trebuie să ne socotești exteriorul. Nu, dar vrea să-ți spună, nu pune accentul pe exterior, ci, zice, să fie omul ascuns al inimii în curăția unui duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată, e cel mai important acum, ca să puteți rezolva toată situația aceasta, trebuie să vă înarmați cu duhul acesta blând și liniștit și așa să rezolvați toate lucrurile. Deci să-l tratați pe soț cu respect. Iată, din felul cum ați scris dumneavoastră mesajul, eu ca și pastor simt așa în mesajul ăsta că undeva dumneavoastră îl tratați pe soț ca și pe un copil, ca și pe copil mai mare, nu știu cum așa. Ei, nu, așa nu se poate. Soțul nu trebuie niciodată să fie tratat ca un copil și dumneavoastră nu trebuie să intrați în rol de mamă a soțului. Nu, nu, nu. Noi sunteți soție. Și dacă sunteți soție, atunci înseamnă că trebuie să vă supuneți și să-l tratați cu tot respectul. Deci de aceea trebuie să-i vorbiți cu respectul de una și să-l abordați ca și pe bărbat, ca și pe un soț. Nu disprețuiți ceea ce face. Iată, a zis aici că el se duce de la 8 la 17 și apoi după asta el când vine acasă, gata, el crede că ai făcut tot. Asta e rău că el crede așa. Dar e rău și dacă dumneavoastră disprețuiți ceea ce face el de la 8 la 17. El lucrează. Hai mai bine când vine el acasă să-i arătați aprecierea lui. Să-i arătați apreciere în cuvinte pentru binele care îl face, ceea ce face ca și bărbat, să-i arătați apreciere. Nici nu vă dați seama cât de important este pentru un bărbat aprecierea soției lui. Să-l apreciați pentru ceea ce face, pentru suportul celor care îl aduce, pentru timpul care îl petrece cu copiii, pentru lucrurile bune care le face, pentru binele. Eu nu zic să-l apreciați acolo unde nu ai pentru ce-l aprecia, dar să-l apreciați, să vedeți lucrurile bune pe care le face el, și să le apreciați. Așa să începeți a zidi o relație cu soțul. Să zidiți o relație frumoasă cu soțul, el să se vadă apreciat. Alt lucru este să apreciați că stă cu copilul. Dacă vine acasă și ziceți că stă cu copilul în braț, apreciați timpul ăsta care el îl stă cu copilul. Dar ca o femeie înțeleaptă, vorbiți bine, cu înțelepciune și faceți împreună cu soțul un plan pentru copiii dumneavoastră. Nu porniți, îndepărtați-vă de cearta de domeniul ăsta. Vorbiți cum putem noi să-i ajutăm pe copiii noștri. Hai să învățăm. Hai, azi seara facem, uite, lucrul ăsta, dar care să-i fie plăcut și soțului, să vrea și el să facă. Uite, hai să-i citim din Biblie copilașului nostru asta. Dar și mai bine, eu vă sfătuiesc să faceți rost de, avem niște manuale foarte bune pentru copii. Acum e drept, dacă e 3 ani, cam mic. Dar poate vă înțelegeți cu copilașul dumneavoastră, cu soțul dumneavoastră, ca să vă jucați un joc, să-l învățați pe copilaș, desenați, pictați, că la 3 ani, la 2 ani, copilașul învață din Biblie și lor le place. Uite, exact așa fac și eu, n-am acum să vă arăt. Dar totdeauna pictez. Totdeauna, când vin nepoței, vin la mine, ei mă rog, ne jucăm, gata, eu îi imit că eu sunt Goliat, ei sunt David, ei dau cu praștea, nu știu, invităm, imităm orice este din Biblie, jucăm teatru, cu jucăriile cele ne jucăm, facem să fie interesant, petrecem timpul interesant cu ei. Hai dumneavoastră, faceți un plan așa cu soțul, cum să faceți să fie frumos. Și e foarte important să vorbiți liniștit cu soțul despre pericolele pe care le vedeți în ceea că stă cu copiii la
la calculator, că într-adevăr asta este extrem de periculos. Extrem, aici vă dau toată dreptatea. Mai mult, dumneavoastră, puțin ați scris aici, sunt mult, mult mai mari și multe pericole pentru cei care își țin copiii la calculator. Tot ce ziceți dumneavoastră sunt deplin de acord, 100%, că copilul devine iritat, copilul își pierde atenția, copilul nu mai ascultă, afectează grav psihicul copilului, statul este la calculator, la gadget, la ecran. Și părinții nu trebuie să-i lase. Dacă sunt înțelepți, atunci să nu-i lase pe copii. Iată, mi s-a întâmplat să vorbesc cu cineva, a venit o femeie și se sfătuia cu mine. Și în timp ce îmi cerea sfatul la ceva, era cu copilașul și eu pus copilașului telefonul în mână. Și eu îi zic, ia-i telefonul din mână, nu-l lăsa cu telefonul, este rău. Ca să stea cu minte, să pot vorbi cu dumneavoastră, lasă-l să nu stea cu minte, ia-l, lasă-l, vorbim noi așa, lasă-l, va plânge, va striga, uite, sunt jucării, lasă-l să joace, lasă-l să picteze, să desene, să facă ceva. Ia tot parcă nu mă ascultau. Trebuie să-i zic de vreo 3 ori până eu lua telefonul din mână. Acum, după aceea, zice că o plecat la și-o vorbit cu o altă femeie și mi-a transmis de acum o altă femeie din biserică. Zice că eu zis, femeia, prima femeie, eu zis că s-a simțit cam rușinoasă când eu, rușinată când eu, pastor, i-am zis de câteva ori, ia telefonul din mână. Dar zice, s-a dus acasă și nu i-a mai dat copilului, nu i-a mai pus copilului telefonul în mână. Și zice, așa, un efect bun, peste o săptămână, copilul a devenit liniștit, bine, și-a recapătat copilul înapoi. Zice, cu tot o altă relație cu copilul. Deci fiți înțelepți, dragi părinți, nu dați gadgeturile astea, feriți-i, protejați-i, faceți-le bine. Faceți-le bine copiilor voștri și nu le dați. Și copiii înțeleg, când au fost puse limitele, ei înțeleg și veți avea de câștigat mult. Așa, deci v-am zis, faceți împreună cu soțul un plan, cum să-i învățați pe copilași, cum să-i învățați din Biblie, cum să-i creșteți în toate privințele, discutați, dar discutați liniștit. Creați atmosfera asta liniștită, e foarte important pentru o femeie să știe să creeze liniștit atmosfera asta și să știe să-și manifeste dragostea față de soț și față de copii, să-și manifeste afecțiunea. Neapărat aveți grijă cum vă manifestați afecțiunea și față de soțul dumneavoastră. Și tare, tare mult vă sfătuiesc cu soțul să începeți să studiați Biblia. Iată, este un manual deosebit de bun intitulat Cum se zidește o familie trainică. Începeți să o studiați împreună, atât cât puteți, cât de puțin, să aveți un timp când veniți acasă, să aveți timpul vostru când studiați Scripturile, dar fii foarte atent, nu intra în rol de mamă, ai grijă, încă o dată îți spun, nu intra în rol de mamă sau de învățătoarea lui. Cercetați împreună, studiați, dar ai grijă să-ți păstrezi poziția de soție și să respecti poziția de soț a soțului tău. Dacă vrei să ai o relație frumoasă, bună și dacă vrei să fii tratată cu respect de soțul tău, atunci respectă-i poziția lui și respectă-i rolul pe care i l-a dat Dumnezeu. Încă un lucru, eu nu știu la ce biserică mergeți, dar e foarte important să căutați o biserică sănătoasă, unde veți primi învățătură sănătoasă. Alepiți-vă de așa o biserică și tare bine va fi din biserica aceea să faceți cunoștință cu acele cupluri care își cresc frumos copiii în învățătura lui Hristos, cupluri exemplare și invitați-i la voi în ospiție. Faceți-vă prieteni, invitați-i la voi în ospiție, că în comunicarea asta și soțul va vedea cum se poartă alți copii, alți soți, alții. Nu mai faceți asta înțelept, v-am zis, femeia înțeleaptă nu vorbește și nu vă criticați cumva soțul acolo, nu scoateți problemele astea, astea mi-ați scris mie, bine că mi-ați scris mie, că eu vă sfătuiesc, dar gata, mai mult, nu le mai discutați cu nimeni. Nu scoateți problemele de la bucătărie, astea sunt ale voastre. Voi le rezolvați cu soțul, cu înțelepciune și așa, vă veți câștiga relația, veți avea o relație frumoasă și bună. Deci, acum acționează. E foarte important să acționezi. Tot sfatul ăsta ți l-am dat și va avea efect bun dacă vei acționa. Dacă nu vei acționa, nu vei începe azi să acționezi, din tot ce mi-ai scris, văd că ești o femeie de acțiune. O femeie care faci, lucrezi, ei, acum acționează potrivit cu sfatul pe care ți l-am dat eu. Așează-te bine și privește atent, poate mai asculți odată tot video și fă-ți o listă, fă-ți într-un carnețel o listă la toate acțiunile pe care trebuie să le faci. Pune-le, fă o ordine, creează o ordine la toate acțiunile astea și începi să acționezi. Pune-ți planul pe hârtie, începi să acționezi și, cum am zis, chiar azi seara când vine soțul acasă, gândește cum îi vei arăta apreciere, cum îi vei arăta apreciere și creează-i și lui o atmosferă plăcută, bună. Că dacă îi vei crea apreciere și bine, el se va simți bine acolo cu tine, cu copiii, crede-mă că va dori să vină acasă, va fi bine, veți reuși să faceți multe lucruri și la scurt timp va înțelege și nu-i va mai ține, nu va mai sta nici el la calculator și nici pe copii nu-i va
ține. Deci faceți studiul ăsta biblic, cum am spus, căutați o biserică, toate lucrurile care le-am spus, fă acum, acționează, nu amâna. Dacă nu vei face, dacă vei amâna sau vei nesocoti sfatul care ți-l dau eu aici, atunci cred că va crește conflictul între voi, va crește mai mare, soțul se va izola. Mă tem că să nu fie acum o formă a izolării lui, felul cum el stă în computer și așa s-a încăpățânat și nici nu vrea să te asculte, că el se izolează și este un fel cum el protestează împotriva ta și nu vrea să accepte felul cum îl tratezi. Ia vezi dacă nu-i cumva asta, dar îți zic, dacă vei nesocoti sfaturile mele, atunci soțul se va izola și va începe să se simtă un ratat, soțul tău. Posibil va înceta să mai stea și cu copiii sau nici măcar nu va mai dori să vină acasă și va găsi și el niște prieteni undeva sau pur și simplu va merge undeva, se va închide, va rămâne la serviciu undeva și se va pierde în calculator, acolo se va neca în calculator, în telefon, încă mă tem că va mai începe să privească și pornografii, Dumnezeu să-l ferească să nu fie deja prins acolo, dar nu cumva să mai cadă și în patima pornografiilor și iată așa, unii au ajuns la divorț. Copiii n-au mai avut tată, femeile care n-au avut înțelepciunea asta și n-au acționat potrivit cu înțelepciunea asta și-au pierdut soții, și-au pierdut copiii, și-au pierdut familiile și zic, unele din ele au ajuns să-și piardă speranța, au căzut în depresie și viața le este distrusă. Nu mai au nicio bucurie de la calitatea vieții lor, s-au coborât mai jos decât orice este posibil. Însă dacă veți asculta de bunul sfat pe care vi-l dau eu și dacă veți începe să acționați chiar azi, nu amânați, azi, că lucrul lăsat de azi pe mâine așa și rămâne, deci nefăcut, azi începeți să acționați potrivit cu sfatul pe care vi-l dau eu și veți vedea că dacă veți acționa repede și concret, veți zidi, în primul rând, o relație frumoasă cu soțul. Relația asta frumoasă cu soțul e cheia. Deci în casă va fi o atmosferă frumoasă, creștină, va fi o atmosferă frumoasă ca de sărbătoare pe care toți o așteaptă. Dumneavoastră abia veți aștepta să vină soțul acasă, copiii abia vor aștepta să vină tatăl, abia veți aștepta toți să vină seara ca să fiți împreună, să vă bucurați și poate nu va mai fi nevoie de bon aceea, poate veți putea rămâne dumneavoastră acasă și soțul va începe el să câștige, Dumnezeu îl va binecuvânta, să câștige mai mult, să vă poată întreține și dumneavoastră să vă creșteți frumos copiii. Sau, nu știu, să găsiți o formulă în care puteți frumos și bine să le faceți toate lucrurile. Iată, așa va fi, veți crește în credință, îl veți cunoaște pe Domnul Iisus Hristos în caz că nu sunteți născuți din nou, vă veți naște din nou, că asta e condiție obligatorie pentru ca un om să devină creștin. Cel care nu e născut din nou nu este creștin și nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Așa că dacă nu sunteți născuți din nou, ascultați mesajul meu despre nașterea din nou și Dumnezeu să vă ajute să vă nașteți din nou cât mai curând. Deci asta vă doresc, să aveți o viață frumoasă, fericită pe pământ, pentru că învățătura minunată a Mântuitorului nostru ne face fericiți aici pe pământ și apoi ne conduce în fericirea veșnică, în slava veșnică și acolo vă doresc să ajungeți când veți pleca de pe acest pământ, să ajungeți și dumneavoastră, și soțul, și copiii și să-i conduceți pe mulți, mulți alți oameni încolo. Vă rog să mă ajutați să distribuim informația asta pentru că sunt multe, multe familii în situații similare cu a dumneavoastră. Puneți, vă rog, un like, puneți un comentariu aici, distribuiți, puneți la prieteni, recomandați la prietenii dumneavoastră, așa, verbal, recomandați-le ca să asculte acest video și să pună în acțiune sfatul acesta bun pe care le-l dau, așa ca să aibă și ei bucurii în familie, să aibă bucurii de la relația lor și să aibă parte de o viață fericită pe pământ și în împărăția cerurilor. Pace multă vă doresc!